Cartografierea ghetorilor Grodno, Cernăuțchi și Nou este titlul proiectului internațional, startul căruia a avut loc ieri, 9 octombrie. În toate aceste trei orașe s-au adunat 20 de studenți din Ucraina, Belarusia și Republica Moldova pentru a cunoaște viitorurile din țările lor. La Chișinău, locul desfășurării Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, s-au adunat 9 participanți, majoritatea studenți la istorie. Ei au început să cunoască împreună cu diferiți experți, istorici, jurnaliști, experți IT, istoria ghetoului din Chișinău, care a existat în centrul orașului Chișinău în perioada anilor 1941-44. Scopurile principale ale acestui proiect sunt cartografierea ghetoului în sens direct, dar și indirect, a hotarilor teritoriilor, dar și a condițiilor de viață a populației evreiești care a locuit în acest ghetou în perioada menționată. Acest proiect se deosebește de alte proiecte, în primul rând pentru faptul că se desfășoară în perioada actuală de pandemie și respectiv are loc online. În al doilea rând, pentru că la acest proiect sunt folosite metode inovative digitale de studiere a memoriei. Are loc măsurarea, cum am zis deja, în sens direct, cartografierii, deci a hărților, a hotarelor, dar și indirect, deci măsurare digitală. Nu în ultimul rând, acest proiect este deosebit pentru faptul că rezultatele proiectului vor fi publicate pe o platformă digitală în câteva limbi și vor fi promovate și în școli și în alte instituții educaționale. Proiectul reprezintă în primul rând și nu în ultimul rând o bună posibilitate pentru tineri să studieze simultan în afara limitelor hotarelor geografice mai mult despre istoria celor trei ghetouri, să participă în schimbul internațional de informații cu colegii din Ucraina, Moldova, Belarus și Germania, să învețe a crea proiecte online și să le promoveze în circumstanțele actuale ale pandemiei COVID-19. Bună ziua, mă numesc Vacarciu Cătălin Victor, sunt student al Facultății de Istorie și Filozofie, anul 2, ciclu licență. Fiind încadrat în proiectul cartografierea ghetourilor, am așteptări foarte mari de la implicarea mea și a colegilor mei în acest proiect, din motivul că este important de a studia, în primul rând, soarta evreilor în ghetouri și, în special, problematica acestei cercetări. Sper să avem o colaborare fructuoasă cu colegii din alte state, cu colegii din Belarus și Ucraina. Sper să-mi fac mai multe cunoștințe noi cu studienții care sunt tot implicați în acest proiect. Sunt onorat și mă bucur că pot participa reprezentând facultatea noastră de istorie și filozofie a USM. Mulțumesc organizatorilor pentru organizarea acestui eveniment și, din nou, repet, am cele mai mari așteptări și sunt mulțumit de cum a început acest proces de cercetare a întrebării și problematicii ghetourilor. Mulțumesc! Mă numesc Mihaela Cevota și sunt studentă la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. Am decis să particip la acest proiect pentru a mă aprofunda în studiul ghetourilor și mai ales pentru a studia ghetoul din Chișinău, Grodno și Cernăuți și pentru a comemora amintirea față de acest eveniment. Așteptările mele față de acest proiect este de a colabora cu alți studenți și profesori din alte universități, din cea din Cernăuți și Grodno, și pentru a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul dat. Numele meu este Cristina Saben, sunt studentă anului 3 la Facultatea de Istorie și Filosofie. Am decis să aplic la programul Cartografiere Ghetourilor pentru că este un subiect care m-a interesat încă din anii liceului, dar nu am avut posibilitatea să-l abordez mai profundat. De aceea mă bucur că s-a ivit acum această ocazie de a afla mai multe despre istoria acestui fenomen, dar și despre urmările care au avut loc. Respectiv, îmi propun să învăț mai multe și ca o viitoare profesoară sau lucrând în domeniul educației să conștientizez și să ajut și pe alții să înțeleagă mai bine cum
Cum s-au petrecut aceste lucruri și cel mai important și cine învață istoria este ca ele să nu se repete.